Am revenit, dragi prieteni, lângă mine în continuare doamna doctor Florinela Băran, medic de medicină holistică. Vorbeam despre medicina holistică și familie, rămăsesem la doamna doctor la acea ierarhie în familie și zâmbeam eu puțin, nu știați dumneavoastră de ce, o să vă și spun foarte scurt, pentru că dumneavoastră trebuie să vorbiți mai mult în această seară. Știți că a fost recensământul acela când veneau oamenii în casă și una dintre întrebări, au venit și la mine, eram acasă dimineața, îmi beam soția, doamne, cafeaua cu soția, a venit omul ăla și, mă rog, ne-a pus să răspundem la niște întrebări și printre întrebări era și aceea, cine e capul familiei? Da. Bineînțeles, imediat, zic eu, normal, cine? La noi nu sunt probleme din astea, adică nu se supără nimeni. La care omul zâmbind așa trece acolo și zice, de ce zâmbiți, domnule? Hai, spuneți. Păi zice, v-am văzut că ați zis așa, imediat, fără probleme, doamna n-a protestat, adică eu un statut și voi ați fi bine, bine definită și să vă spun ce am pățit pe undeva, ce pe dumneavoastră, pe ce nu vă spun la cine că vă e vecin. Păi, domnule, zic, nu mă interesează. Și când am pus întrebarea asta, ce soția s-a uitat așa lângă el și i-a zis, chiar vrei să te pornesc? Și eu am crezut prima dată că sunt glume, dar eu între sos, dar ce, domnule, nu glumea. Da. Ăsta a lăsat-o mai moare, nu mămică, știi că eu nu știu ce. Bă, tu chiar ești nesimțit? Chiar vrei să te pornesc? Adică cum îți permiți tu să spui că ești capul familiei? Și... Păi nu, că eu am zis... Ce, domnule, s-a mai potorit puțin, ce, dar în momentul când am ieșit afară din ea, am auzit în casă povestea tipul cu recensământul. Nenorocitul, ai uitat că te-am luat de pe stradă, nu știu ce, și erai și cu măta aia și nu știu cum, deci vedeți ce poate ieși. Exact. Apropo de aceste dispute familiare, doamna doctor, că am trecut de la una la alta, ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor dispute familiare? Pentru că și aici e un aspect interesant. Da, în spatele disputelor familiale pot fi foarte multe lucruri. În primul rând, o neînțelegere între cum este celălalt. Pentru că știți, de multe ori stăm cu cineva în casă și nu prea înțelegem cam cum este. Și eu aș vrea să explic că fiecare dintre noi avem niște tipare prin care noi primim iubire și dăm iubire, oferim iubire. Pentru că v-am spus, fluidul care circulă prin noi și între noi în familie este iubirea. Ăsta este cuvântul de ordine. Acum, iubirea asta este înțeleasă de fiecare într-un anumit mod, adică, cum să vă zic, el în fiecare om, în pătrățelul lui cumva așa, în tiparul lui de gândire, el înțelege într-un fel iubirea și să o primească nu numai asta, dar să o primească într-un anumit fel și o să vedeți că sunt 5 moduri diferite, 5 un fel de limbaje ale iubirii. E foarte interesant pentru că eu am văzut foarte multe căsnicii eșuate pentru că soția nu înțelegea care e limbajul de iubire al soțului și dădea cu totul altceva, soțul îi dădea altceva soției și era nefericit și atunci apărea formula de trio, adică da, așa, încă cineva. Fiecare vede într-un fel iubirea, ca și fericirea, de fapt, e o noțiune abstractă. Și vrea să primească cât dă sau îi se pare că iubește. Și lucrul ăsta vine din spate, din familie, adică tiparul ăsta ți-l formezi în copilărie, în adolescență și vine cumva legat de familia din care provii. Dar să revenim la cele 5 tipare ale iubirii, care sunt valide și pentru soț și pentru soții și pentru copii. Și e foarte important să știm și pentru copii. Și anume acestea sunt, dacă îmi permiteți, sunt așa, aprecierea și recunoașterea, care asta înseamnă că persoana respectivă vrea să fie validată, vrea să fie apreciată. Știți, majoritatea, o parte dintre bărbați, de exemplu, marea majoritate a bărbaților, au nevoie de acest lucru ca femeia lor să le spună, soția lor să le spună că sunt grozavi, că sunt deosebiți, că ce bine au făcut, că vai cu ce rezultate au. Și o parte își doresc acest lucru foarte mult și în momentul în care soția știe să o facă, pentru că mama a făcut-o acasă, mama a soțului, atunci el se simte foarte bine, la muncă este bine, aduce mai mulți bani, adică eu E un fericit. Și dacă femeia e puțin isteață și observă ce-i, îi spune ce vrea să audă. Da, dar ce le facem că marea majoritate nu știu asta și le dau alt tip. Deși femeile au acel simț, cum vorbeam. Alt tipar de iubire este timpul acordat. Și aici, la o majoritate a femeilor, marea majoritate, dacă țineți minte dumneavoastră și știți scene de ce, nu? Că femeia deja când, de exemplu, ea este acasă mai devreme și soțul întârzie, orică are o funcție mai mare, orică ajunge pe la 6, 7, 8 acasă, încep telefoanele. Știți, când vii, dragă? Dar cum n-ai ajuns? Dar cât mai stai? Diferite pretexte. Dar știi să găsești și mâncarea. Exact. Și de fapt, doamna are un tipar al iubirii, timpul acordat, vrea neapărat ca soțul să stea cu dânsa, pentru că asta înseamnă că o iubește. Așa primește doamna, așa înțelege dânsa. Nu care respunea scurpii la genul ăsta de femei. Nu. Deci, așa vedea problemele, nu mai scurpii. Deci, da, înțelegeți? Adică e diferit. Deci trebuie să stai cu ea ca să te simtă bine. Dacă nu stai cu ea, înseamnă că e părăsită. Are o problemă cu asta. Alte persoane au nevoie să fie în slujba celorlalți. Aici au bărbații.
De exemplu, sunt bărbați care au nevoie ca nevasta să le calce, să le spele, să le ducă ceașca de cafea. Soțul meu are tot o chestie de genul acesta și vreau să spun că la mine treaba aceasta e în felul următor. Când am adus și mie cafea, el sunt bine la televizor în pat, știți? Da, ți-aduc. După care, știi, nu e suficient de dulce, mai adun puțin zahăr, i-aduc. Da, adun și o linguriță să meste, da, puțină frișcă și uite așa mă plică. Da, și eu atunci, fiindcă eu știu că el când face asta vrea iubire, îi spun, da, se simte bine, da. Da, se simte bine și vrea iubire, îi spun asta și da, știi că te iubesc, ca să mai înceteze cu astea, știți că fac prea multe drumuri. Nu trebuie să mă mai trimise, da. Da, da, și poate nu știe și îi spun că îl iubesc. De asemenea, atingerea, mângâierea, afecțiunea și aici intră și sexul pentru anumite persoane și eu am văzut căsnicii distruse pentru că doamna sau domnul, pe doza de obicei doamna, nu știe că bărbatul are nevoie ca tipar de iubire să se simtă bine în pat. Și atunci doamna poate nu că acordă importanța acestui lucru, că dânsa are alt tipar, nu din alte motive, exact, da, da, ca idee, nu crede că e atât de important și asta duce apariția imediată altei persoane, deci, în spațiul familiei. Deci secrete sunt pentru a menține armonia familiei. Da, și dacă ești atent și invită respectatorii să vadă aceste tipare, să facă și pentru copii să înțeleagă, să vadă, ei și spun pe gură, știți? De exemplu, un soț care are asta cu timpul cu slujba celorlalți îi spune, nu mi-ai călcat și mie cu tare, nu mi-ai făcut, începe să strige. Când strigă așa ceva, înseamnă că ăsta e tiparul lui. Sau, de exemplu, soțul care are nevoie să fie apreciat spune, niciodată nu spui că-s bun. Deci el spune să răcă. Problema e că sunt 5 astfel de tipare și două persoane angrenate. Aici, rând-o ca în matematică, vin combinații de 5 roate câte 2 și dau o grămadă de probleme care pot apărea căsnicie. Da. Pentru că dacă erau două persoane și două tipuri sau trei tipuri de erau mai puține probleme care apăreau. Da, exact. Așa apar marea multe. Majoritate avem unul sau două tipare. Și mai este încă un tipar legat de a fi în centrul atenției. De exemplu, sunt persoane, în special femeile, care vor să fie în centrul atenției. Și atunci, dacă nu sunt întrebate, dacă nu îi se aduce o floare, un cadou, persoane, de exemplu, acestea nu iartă când de ziua lor n-a venit soțul acasă cu buchetul de flori. E tragedie. Aha, și l-a taxat un an întreg. Deci, întâmplat, atunci trebuie să știți că doamna are tiparul acesta. Efectiv, am uitat. Adică... Da, exact. E foarte grav. Deci dacă doamna are tiparul ăsta și nu ați venit cu buchetul sau cu mărțișorul de o martie, este foarte grav. Este trecut la catastif ca mare păcat. Și va tăia de la porția de iubire. Spuneți-mi, doamna doctor, care este legătura între un soț și o soție și de ce în timp ajung să ne deranjeze defectele celorlalte? La început acele defecte le vedem chiar ca niște calități. Da. Dar în timp acele defecte ajung oamenii să fie îngroziți. Aoleu, iar face asta așa sau iar face asta. Și sau... să nu se mai suporte chiar. Exact, să nu se mai suporte. E foarte interesant. Știți, noi fiecare dintre noi avem o, cumva o parte yin și o parte yang. Nu știu dacă știți un pic despre acest. O parte feminină a noastră, ceva așa, da. O parte feminină a noastră și o parte masculină. La femei este mai dezvoltată normal partea feminină, iar la bărbați partea masculină. Sigur. Acum, dacă, de exemplu, o să-mi permite să fac așa o chestie, dacă noi, de exemplu, am fi într-un cuplu, da, ca idee, da. Fac pentru telespectatori, facem ca o joacă, dumneavoastră ați fi cumva expresia mea masculină, să zicem. Și atunci, practic, în momentul în care eu m-aș raporta la dumneavoastră, după cei 5 ani când trec așa, trecem de vârsteala, da, eu o să încep să văd la dumneavoastră anumite defecte. Dar o să fie foarte interesant. Care până atunci le vedeam, dar la început mi s-au părut chiar calități, după aceea nu le am mai văzut calități, dar le toleram, da, exact. După aceea trec la faza 3-a. Da, o să vedeți totuși că aceste defecte care apar la dumneavoastră au legătură cu mine. N-au legătură cu dumneavoastră și o să vă dau un exemplu foarte clar. Dacă dumneavoastră ați avea 3-4 soții, să zicem de-a lungul timpului mai multe căsnicii. Da, credeam că Arabia, harem, doamne ce fericit sunt aia, știu ei ce știu. Fiecare nevastă o să-i găsească defecte diferite aceluia soț, pentru că de fapt țin de ele și nu de soț. Și atunci, da, interesant. E foarte interesant. Și atunci, de fapt, eu fac chiar un experiment cu pacienții mei când lucrează la aceste lucruri, pun 5 defecte care pe o listă pe care trebuie să le aibă soțul și la sfârșit de tot schimbăm numele. În locul soțului scriem persoana. Pentru că o să vedeți acolo că soțul poate să fie așa, zis, zgârcit, sau poate să fie, de exemplu, o persoană care este foarte arogantă, sau poate să... Și e foarte dificil și foarte șocant să trezești cu numele tău deasupra și că ai toate astea. Știți? E chiar... Așa, da. Așa e. Acum, de ce este... Care ar fi secretul să putem să... Și trebuie lucra la ele. Pentru că, de fapt, în moment vor dispărea ca și obiectiv
al nostru, deranjant în, pentru partenerul nostru, în momentul în care noi începem să ne uităm la noi, să vedem ce legătură e între aceste defecte ale partenerului și noi. Exact. Da? Da. Acum, un secret ar fi să nu ne uităm la defecte. Hai să ne uităm și la calități, că omul are și calități foarte multe, partenerul nostru. După 10 ani, dacă zici, nu prea mai vezi așa, da. Vezi mai mult defecte. Da, dar pentru că noi, ca ființă umană, suntem un pic focusați să vedem mai mult defectele și ce lipsește decât calitățile. Avem și noi o mică problemă. Și atunci trebuie să încercăm să ne rezolvăm noi, să vedem, domnule, ține de noi. De ce mă deranjează? Și vă dau un exemplu. Pot să vă dau un exemplu. Vâng. Am avut o pacientă care a venit aproape în divorț, cu depresie, pentru că vrea să divorțeze și nu se simțea deloc bine. Am tratat-o pentru depresie și unul din lucrurile care nu le suporta era căsătorită de cât de 2 ani și deja dormeau în camere separate. Unul din lucrurile care îi leproșa soțului era că fuma și nu suporta, îi venea să vomite la mirosul de tutun. Deci nu suporta pur și simplu tutun. Acum, ce se întâmplă? Am, în general, dependențele astea de gen tutun, alcool, eu știu așa, sunt niște dependențe care apar cumva exact de ce vorbeam la început, pentru acele persoane care au un gol sufletesc, au o problemă sufletească și nu sunt cumva întregi. Și atunci folosesc aceste dependențe ca un fel de cârje emoționale. Adică nu mi-e bine, fumez o țigară ca să mă simt mai bine. Nu mi-e bine, bea o cafea ca să mă simt puțin mai bine. Da. Deci e o cârjă ca să-ți fie ție un pic mai bine, că ție nu ți-e bine. Deci ideea e că nu ți-e bine. Și atunci, practic, persoana respectivă avea o durere sufletească dintr-o problemă mai veche, căsnicia anterioară, și de fapt ce nu suporta soția la domnul nu era tutunul, ci durerea sufletească a lui, ea având-o și ea pe ei. Și e ca funia în casa spânzuratului, am adică înțeles, la un moment dat nu mai vrei asta, știți? Cam exact. Așa arată. Doamna doctor, vă propun să mai luăm un mesaj, mai avem mesaje, da, să luăm pe rând, am mai citit unul înainte, hai să mai luăm câte unul așa, să nu se supere oamenii că nu le citim, ne mai întreabă cineva. Bună seara, aș dori să pun și o întrebare, doamnei doctor. Unde are cabinetul și de câte ședințe este nevoie pentru o îmbunătățire a stării de sănătate? Da, este vorba de o clinică, nu de un cabinet. Este vorba de o clinică de medicină holistică care există în orașul nostru Pitești de 3 ani de zile. Ea este pe Gheorghe Șincai, numărul 34, în zona rectoratului. Și, practic, pentru evaluarea are loc o singură dată, o oră și jumătate, deci este cumva ceva mai lung ca să vezi toată problematica și depistezi cauza, de unde sunt bolile. După care, să știți că nu este foarte mult. Adică depinde, bineînțeles, și de gradul afectării, dar de obicei tratamentul durează cam 3 luni de zile, în care pacientul este văzut poate odată sau la sfârșit. Deci nu este așa un mare număr de permanent consultații, deci nu se cheltuiește foarte mulți bani, în primul rând vreau să spun, nu face parte din clinicile în care îți dai toți bani. În schimb, ce pot să spun este că ajungi la un moment dat să-ți rezolvi aproape toate problemele, și cele din plan fizic, dar și cele emoționale și sufletești, pentru că ele sunt cauzatoare, de fapt, de boli în plan fizic. Am înțeles. Haideți să ajungem, că tot vorbeam despre cuplu, să ajungem și la un subiect fierbinte și des întâlnit, a spune eu, gelozia. Da. Cum este, de ce apare, cauze și așa mai departe. Da, gelozia este cumva, să zicem, o boală, pentru că nu mai putem să vorbim. Acum, marea majoritate a femeilor, dar și bărbații, sunt un pic geloși. Nu vorbim de gelozia asta firească, ușoară. Știți că poate e normal să fii un pic gelos când ai nevasta ta, da? E clar că nu vrei să o împarți cu nimeni și a ta. Dar nu vorbim de această gelozie care este ușoară. Eu vorbesc de gelozie și bănuiesc că la asta vă referiți când mă întrebați de gelozie, la boala anumită gelozie, pentru că deja este o mare problemă, este ceva, în primul rând, că nu mai este iubire. Vorbim de ură când vorbim de gelozie. Este cumva o iubire deturnată, adică e o iubire alterată, modificată în rău, are și o tentă de răzbunare. Și vreau să spun că este un ego cumva care trebuie tratat, pentru că este exacerbat, este dizarmonic și este cumva un cocktail de foarte multe lucruri, dacă îmi permiteți, pentru că este un pic special să citesc. Deci cuprinde așa: posesivitate, pentru că este obsedat de a controla persoana iubită, nerăbdare, în sensul că teama le inspiră o mare nesiguranță și agitație, de exemplu bărbatului care este gelos, atașament, pentru că rezumă toată fericirea numai în ființa iubită și dacă lipsește ea se simte nenorocit, dependent, în a controla
persoana iubită și are nevoie de acest lucru, manipulator pentru că face orice ca să nu fie părăsit și furios pentru că chiar poate apela la, adică chiar poate deveni agresiv. Deci, practic, este cumva un cocktail de foarte multe lucruri negative, mai multe alte ego-uri, să zicem, și este cel mai greu de tratat, să știi, gelozia, dar există tratament. În homeopatie există, de exemplu, la Chesis, Hyoshiamus, Nux Vomica, Ignația Mara, Sepia și Apis Mellifica, care tratează foarte bine gelozia. Dar aș vrea să discutăm un pic despre cauza geloziei. Cum ajunge o persoană să fie geloasă? De unde apare acest lucru? Mulți spun că din prea multă iubire. Nu. Apare așa. Care iubire? Că numai iubire, asta spuneam. Apare, de fapt, dintr-o relație ratată cu mama, de exemplu. Poate să apară dintr-o senzație de a fi respins, de exemplu, din primul iubit la 14 ani, senzația de a fi înșelat, da, într-o aventură dinainte, deziluzie, dorință rea de răzbunare sau, de asemenea, neîncredere, în primul rând, la bază are neîncrederea față de propria persoană. Pentru că dacă tu ai fi sigură, să zicem, ca femeie, că ești bună, că ești, să zicem, grozavă, de ce să-ți faci probleme? Că soțul tău te poate înșela cu altcineva. Cum să fie aia mai bună ca tine? Deci, din start, ai o problemă tu. După aceea, n-ai încredere în celălalt, ceea ce presupune. Deci, aici este o problemă de încredere și este o problemă a relației persoanei care este geloasă cu ea însăși. Și care, de obicei, relația de încredere în tine însuți vine din relația proastă cu părinții din trecut. Deci trebuie mers la spate, trebuie rezolvată problema asta prin tratament și după care lucrurile revin la normal. Și de asemenea, v-am spus, din punctul meu de vedere, e foarte important ca oamenii să înceapă să sesizeze că e o boală și să vină la medic. Pentru că dacă... Deci se tratează și gelozia? Da. Bine, de fapt, fiind boală, mergând pe firul ăsta, fiind boală, clar sigur că se da. Tratează. Se tratează chiar foarte bine. Deci eu am rezultate foarte bune cu gelozia și să știți că sunt cupluri care se pot salva, pentru că foarte multe divorțuri apar pe această temă. În momentul în care una din persoane o ia razna, adică ajung să urmărească, să devină agresive, atunci cealaltă persoană ajunge la un moment dat să distrugă cuplul, pentru că n-are ce să mai facă. Am înțeles. Doamna doctor, vă propun să mai luăm un scurt moment de publicitate. Da. Scurtureză data aceasta, în foarte scurt timp, așadar 2 minute, vom reveni aici pentru finalul discuției noastre.